Gorghiu, da, a strâns 10 primari din Argeș, primari, da, peneliști din Argeș. A zis, luați în mână niște hârtii. Nu, nu hârtie igienică. Una pe care nu puteți folosi nici măcar în acest scop. Uite, imagini emoționante de la și fata. Vom pretinde că astea sunt niște contracte pe care le-ați semnat voi pentru, da, realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale în localitățile dumneavoastră. L-a luat și pe veștea, a zis așezați-vă frumos. Nu, dar pe el l-a luat pentru ministeriat. Pentru frumusețea. Domne, pentru aparit, avem nevoie de un om credibil care stă drept. El a văzut că are această calitate de a sta drept. Uitați-vă și noastră, n-am văzut om mai drept. I-a chemat și a zis, toți fiecare treceți frumos și vă așa. Mai ții minte fotografia aia de clasa întâi? Da. Când desenai cu ceva penarul, absolut cu penarul, reală, în sensul că nu asta avea nimeni așa. I-a, da, pus toți, bă, pe toți ăștia, i-a pus cu o hârtie în mână, a fotografiat și a zis, gata, s-a semnat. Deci, uite cum stă acolo să fie sigur și verifică să-și facă temele. Hai să vă văd eu cum completați acolo. Hai semnează să te văd și eu. Deci vreau să spuneți că aceste... Ca un oliu, ca un oliu stă și veghează asupra lor. Hai semnează acum cu vește, hai vește. Și tu semnează acolo. Ce controlează ea, dar nu înțeleg în ce calitate stă ea acolo la masă și vede. Că înțeleg că este un contract între Ministerul Dezvoltării, reprezentat, da, de veștea, și primarii din cele 10 localități. Așa, da, pare, da. Din Albești, de Argeș, din Bârla, din Dragoslavele, Poenarii, de Mușel, Mioarele, Schitugolești, Ticveni, Țițești, Suseni, Vlădești. Ăștia sunt. Și ea acolo ca să fie sigur. Și presa locală spune că ce vedem aici este o minciună, nu? Presa semnează locală ne spune că totul a fost o mascarată. Domne, dar nu în sensul de pandemie, când spune mască pe față. A fost în sensul că i-a chemat Alina Gorghiu pentru acest photoshooting, pentru o sesiune foto regizată. Nu, pozele arată bine aici, iertați-mă că intervin, trebuie să clarificăm. Aici nu vreau, da, să e ceva deosebit, îi lipsește un șalauriu. Arată foarte bine. Uite, bagă și câte doi odată, hai, intrați că nu stau, nu pot să mai stau la poze, intrați câte doi semnați. Par profesioniste. Da, ia, dacă te uiți, scriu cu stilou pe abecedar, că așa mi mai în clasa întâi. E, totul a fost o escrocherie de imagine, mă rog, pentru să că vă liniștiți în primul rând. Pe eu sunt liniștit de mult, așa că nu m-am ceva, nu agitat, să... dar pentru cei care aveau senzația că se va realiza, extinde și moderniza infrastructura distribuției a gazelor naturale în cele 10 localități, aflăm că primarii, da, nervoși, au început să critique și au dat presei pe surse informația că cele 10 contracte de finanțare au fost un fake. Deci nu s-a semnat nimic. Vă la mișto. Dom'le, tână cu la butaforie. E butaforie, dar totuși faptul. Dar că... nu înțeleg de ce l-a deranjat pe veștea, că putea să aducă pe cineva de la partid. În loc de veștea? Și să spună dânsul domnul veștea. Dai, nu e. Lasă, ne prefacem că e. Asta e singurul lucru pe care îl înțeleg. Uite, aici a băgat câte doi primari. Ce nu înțelegi tu este singurul lucru pe care eu îl înțeleg. Care? Deci, domnul Zanfir, când e vorba de poze, ai nevoie de un om așa, păi de asta, asta e rolul lui pentru poze, l-au luat pentru poze. E un om care are o apariție, are o statură, are un fel de asta, e păcat de el să nu-l folosești. Are ceasul pe dreapta. E păcat de el să nu-l folosești în poze. E păcat de el. Și nu poți să zici că e, da, nu poți să zici că este. Eu am observat că merge peste tot, merge Alina Gorghiu. Hai, mai gata și tu? Mă, ei doi peste tot. Unde a definit doamna Gorghiu statura lui Brâncuș ca fiind belea. Domne, belea la mea. Brâncuș s-a dus cu veștea. Aici să semneze la mișto a venit cu veștea. Da. Cam mult veștea. Păi da, da, și spun sincer, l-aș ajunge și aici. Și ea ce calitate. E foarte plăcut și credibil, l-aș pune, uite aici, l-aș pune, unde fără să vorbească. Pune-mă la tine pe jumătatea ta, ce să-mi lasă. Uite aici, l-aș pune pe veștea cum stă drept așa, pare... Da, din profil să se vadă curbura pe spate. Domnul... Vă rog. Ideea în ce calitate stă acolo? De ce? Ea în ce calitate? Da, e ce treabă are acolo? Păi nu e zona ei. Păi ce primare aia nu semnau cu ministerul? Influență? Păi stai, domnule, un pic, că e periculos, domnule. Păi nu, e PNL Argeș. PNL Mitoz-Burli. Păi stai, domnule, un pic cu PNL, lasă PNL smulse de pe spate de papagalul Coco. Da. Lăsați, domnule, PNL. Spune-mi în felul următor, dacă ăla e un primar, da, autoritate uite publică locală, uite, semnează un contract pentru finanțare cu Ministerul Dezvoltării, autoritate publică centrală, da, care e rostul președintelui de organizație? Ce a făcut? Trafic de influență? Bă, să semnezi cu primarii mei din Argeș? Da. Păi nu e normal? Păi nu e pușcărie? Păi nu știu, domnul Zanfir. Ce calitate e acolo? Agen Salinic, despre asta e vorba. Aici lasă-l, mă, că ăla-i mort. Nu mai are treaba Agen Salinic. Domne, nu omul programul, nu inginerul. Și programul e mort. Păi de program vorbeam. Domnul Buzea, în ce calitate stă ea acolo? Dați-mi voie să clarific. Problema, păi clarific era asta. Acuzația era următoare. Era aceasta acuzație. Domnule, acest program este un fel de a da într-o manieră absolut discreționară bani în organizațiile tale. Și acum
Sigur că, până la urmă, vedem și se clarifică. De exact despre asta e vorba. Organizația doamnei Alina Gorghiu, domnul Veștea într-o relație foarte bună cu doamna Gorghiu, iată-i pe primarii ăștia semnând, dar problema este că ce semnează acolo, se înțelegem din mărturiile primar, că până la urmă a fost vorba de o butaforie. Deci, practic, nu vin, nu se întâmplă lucrurile astea. Adică putem să ne liniștim acuzațiile cumva care planau sau lămurit, sau clarificat. Dacă nu se întâmplă... Deci, practic, în momentul de față, ea a zis, m-ar ajuta la imagine să pară că am intermediat niște contracte între primarii mei și ministrul colegul meu de cabinet. Deci, să mă arăt ca omul care a pus la masă... A rezolvat treaba asta, da. Bă, de altă parte, fiind ministrul justiției, s-a găsit un jurist acolo care se spune, bă, dar dacă pare că tu i-ai pus la aceeași masă și tu i-ai zis semnează ăsta cu ăsta, e un pic de trafic de influență, nu? Că ai și capitalizat electoral tu personal acolo. Da. Păi și cum facem totuși să profit la nivel de imagine, dar să nu am nici dosar penal? Păi simplu, semnez la mișto. Și ea a găsit această soluție extraordinară în care pare că a semnat, dar nu-i nicio faptă, că nu s-a semnat nimic pe bune. Fapta nu există. Fapta nu există. Deci a luat doar ce i-a convenit în povestea asta și anume capitalul de imagine. Deci asta ea, ministrul soluția. Justiției, fratele meu. Soluția. Faptul că nu s-a concretizat ce s-a semnat. Deci dacă întreabă procurorul, domnule, dumneavoastră ați intermediat pentru semnarea cu prioritate a contractelor de către Ministerul Dezvoltării, colegul dumneavoastră de guvern și de partid, pentru primarii din județul dumneavoastră? Și o să zic că da. Ați influențat această decizie? Da. Dar nu e niciun prejudiciu, că a fost la mișto. Vreau și să mai zică cineva e tare, că doamna Gorghiu nu e. Băi, e pe ea.